Astăzi s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local, în cadrul căreia au fost aprobate o serie de proiecte de hotărâre. Astfel au fost rezolvate anumite probleme în ceea ce privește concesiunea terenurilor, au fost predate către Compania Națională de Investiții amplasamentele unde se vor construi cele două creșe și a fost actualizat tariful în regim de taxi. În cadrul ședinței Consiliului Local au fost aprobate 36 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, fiind rezolvate și anumite probleme cu privire la concesiunea terenurilor. Astfel au fost aprobate rectificările bugetului de venituri și cheltuieli atât la Consiliul Local cât și la alte direcții, fiind stabilit și numărul burselor pentru primul semestru al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. De asemenea, au fost predate spre Compania Națională de Investiții și suprafețele unde se vor construi cele două creșe, pe Serpentina Roșior și în zona Parcul Tineret în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Avizează Comisia Servicii Publice, Comisia Buget Finanțe, Comisia Învățământ Cultură, Comisia Juridică, Comisia Urbanism. Discuții. Cine este pentru? Au fost foarte multe proiecte tehnice, cele care țin de reglarea anumitor probleme cu terenurile, cu concesiunile. Sunt lucruri normale, lucruri care se întâmplă în acest mini-parlament local, în afară de o mică problemă legată de trenul pentru tineri, în rest lucrurile au decurs normal. S-au mărit puțin prețurile la taxiuri, așa au cerut reprezentanții firmelor de taxiuri pentru că s-a scumpit și combustibilul, au crescut cheltuielile, dar s-au păstrat sub 3 lei, au venit cu mai mulți, noi am hotărât să fie sub 3 lei în ideea de a face un echilibru între ce pot cetățenii, dar și firmele de taxiuri să poată rezista să ne ofere servicii de calitate. În plus, a fost aprobat și proiectul organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022-2023.